Și haideți să vedem ce se întâmplă în justiție, deoarece cei nemulțumiți de proiectul de eliminare a pensiilor speciale au obținut deocamdată o victorie de parcurs. Deputații nu au mai votat astăzi modificările pentru că n-au avut curaj, în condițiile în care în toată țara are loc un val de proteste în justiție față de inițiativa de eliminare a pensiilor speciale ale magistraților. Judecătorii Tribunalului București au întrerupt activitatea, un demers total ilegal, pe care însă, iată, acești judecători și-l asumă. Tribunalul București este de altfel și instanța care a decis să nu se redeschidă dosarul fostului șef al SRI, George Maior, acuzat de faptul că ar fi făcut trafic de influență pentru 150.000 de euro. Suntem în direct prin telefon cu Ana Maria Bujor, senior editor al secției Eveniment. Bună ziua, Ana Maria! Ce se întâmplă în justiție și care sunt supărările magistraților, luând în considerare că veniturile acestora sunt mari și pensiile, conform contributivității, ar urma să fie mari? Bună ziua, Ana, bun găsit tuturor! Vorbim mai degrabă de foarte multe proteste legate de personalul auxiliar și sindicatele acestora care, iată, și ei fac parte din justiție. Fără grefieri nu ar putea să se desfășoare niciun proces în nicio sală de judecată. De altfel, aceștia au anunțat de astăzi de dimineață faptul că protestează. Mai mulți grefieri știu că au plecat în marș dimineață de la Curtea de Apel București către Parlament. De asemenea, au anunțat și grefierii de la Tribunalul Prahova că și ei vor protesta legat de ce măsuri ia în acest moment guvernul Orban. Totodată există și mai multe asociații ale magistraților care se raliază protestelor personalului auxiliar din justiție și, de asemenea, iată, vorbim și despre o suspendare a activității la Tribunalul București de mai... Da. S-a întrebat... Mai devreme... Te ascultăm, Ana Maria. Unde mai devreme au ieșit pe scările instanței mai mulți magistrați și și-au oferit susținerea legată de ceea ce se întâmplă în momentul de față și de, spuneau ei, sindicatele și asociațiile personalului auxiliar. Mulțumim!